Septembrie este luna în care studenții își pregătesc mutarea în marile centre universitare și asta pune o presiune foarte mare pe prețuri. În această perioadă, cererea pentru apartamentele de închiriat se dublează față de restul anului, iar închirierea unui apartament devine o adevărată aventură. În această perioadă, ofertele bune se dau imediat. Studenții își caută, în principal, garsoniere, utilate complet, adică dotate cu tot ceea ce au ei nevoie, aragaz frigider, mașină de spălat, iar prețurile ei și-ar dori undeva la 500 de lei. Din păcate, este un preț foarte mic, să zic așa. Proprietarii cer prețuri mult mai mari, undeva la 600-700 de lei și, din cauza aceasta, sunt, sunt destul de greu de găsit. Ei preferă mai ales zona centrală sau zona 1 Mai, adică cât mai aproape de cele două universități. Studenții fără cazare în Cămine au început deja să-și caute o locuință cu chirie. În marile centre universitare, prețurile sunt destul de ridicate, astfel că soluția cea mai potrivită este chiria în comun. De asemenea, aș mai caută și apartamente cu două camere, iar a, prețurile variază acolo de la 600 de lei până pe la 800 de lei, în funcție de dotări și de, de condiții, de mobilă, de utilități.